nu-mi place chestia asta așa să... Eu stau cu mine, cu tine de mână și gen sau lângă tine și... Nu știu cum să zic. Ca și cum eu sunt papagal acolo, de umplutură și... Da, știu că asta e problema ta. Tu stai și vorbești și da, nu știu ce, și eu sunt de umplutură acolo. Mi se pare... Știu că nu o suporți și e atât de penibil și când o spui. Pentru că nu pot să concep că pot spune așa ceva. Nu-i vreau să nu vorbești, Doamne, ferește, mă, ar fi... Tocmai asta a spus. Mă, ce, că tu stai de papagal. Dacă suntem amândoi și suntem întrebați ceva și eu răspund, tu ai impresia că ți-am luat din bărbuție. Că nu mai ești tu mascul. Fiind vorba de noi, ce ne privește și... Mi-a plăcut ce ai scris și că am vrut să spun trei cuvinte în plus și tu să crezi că ți-am luat din bărbuție. Nu se pare că noi facem din asta o problemă. Deci, nu mă interesează și mi se pare foarte normal să vorbești, să spui punctul de vedere, să nu faci doar tu și eu să stau lângă tine ca un bibelou. Înțelegi? Dar atâta tot. Dar las eu să vorbești, vorbește. E normal că mă lași, așa, dar vreau să spun așa, că fapt divers. Aia m-ar deranja. Nu că tu spui punctul de vedere. Ești foarte masculin, ești bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Știu că vrei tu să le faci pe toate, chiar să vorbești în locul meu. Jur că vrei. Și ți se pare și mai masculin lucrul ăsta. Chiar nu mă deranjează, nici dacă ai văzut doar tu. Jur că nu mă deranjează. Parcă așa ceva n-am mai întâlnit în viața mea. Ar fi culmea, să nu vorbești sau... Nu, n-ar fi culmea, chiar nu mă interesează. Pe cuvânt acum nu, adică e absurd, logic. Doar că probabil mă deranjează în anumite situații, în anumite contexte. Clar că nu vreau o papă lapte lângă mine să... Poi să o pui acolo să stiați, Doamne ferește, nu. Îmi place din contră să mă cerci cu tine, să... Faci de ce? Vorba vine, să adică mă dau cap în cap, nu să fii mămâie sau... La asta mă refer, știi? Păi spune dacă asta îți place să ne certăm și nu vrei ca să... N-ai înțeles. Nu-mi place cearta, îmi place, mă refeream, să-ți pui punctul de vedere, să te impui și tu, nu să fii, știi? Adică să am cu ce să mă lupt. Deci, cu alte cuvinte, îți place să te cerți. Da. Nu, acolo am stat o oră și ceva, cred că pe jos. Nu știu, că... O oră și 5 minute. Giovanni ne-a cronometrat. Dar noi ne jucam, practic. Aia a fost o discuție așa, referitor la o chestie dinainte. Am înțeles. N-aș cataloga ca și ceartă sau ce, în niciun caz. Ați rezolvat? Da. Ați încheiat? Și cum a rămas Ina? Din fiecare cum apucă, nu contează. Mi se pare super amuzant. Da. Ce sentimente îți trezește ție, Ina? Păi ce să mai zic? De când a venit, am știut că e a mea. Aia e clar. Nu te uită la mine, lasă-mă. Așa. Și sunt sigur că vreau să-mi petrec tot restul vieții cu ea. Și să ne formăm o familie frumoasă. Nu aș face niciodată nimic de complezență. Nu sunt genul. Și... Mai mult decât atât, chiar nu știu ce ați putea spune. Mă atrage, e lângă mine în orice, mă susține, mă simt împlinit alături de ea. N-am. Și emoțional, sufletul? Cred că s-a văzut când am dat inelul. Hai zi, cu cuvinte! Nu, la cuvinte nu mă pricep, credeți. Nu te pricep, nu? Și cred că te-am luat prin surprindere, că m-am gândit că poate spui ceva așa mai... Toată lumea știe chestia asta. Am probleme, ne-am mai exprimat prin cuvinte în... Trebuie să le rezolvi în noaptea asta, Ciprian. O să avem iar o mică ciudănială. Între ghilimele. Deci te puțin cu el seara asta, ca mâine să-și găsească cuvintele. Da, oricum e dificil dacă nu ești... Adică ar fi absurd acum să iau, nu știu, să coboare îngeraj din cer cu petale. Nu sunt genul. N-am fost niciodată și atunci nu dar tot ce mi-ai spus sunt niște lucruri extrem de practice și reale și pământești, așa, dacă vrei să spun. Eu te întrebam așa de emoții, de sentimente, ce trăiri trezește Ina în tine, ce te face să simți. Păi bineînțeles, atâta timp cât îmi doresc să mă pun fiecare seară lângă ea în pas și să mă trezesc lângă ea. Adică e ceva... Pentru mine e mult, nu știu.
fiecare persoană poate să-și exprime sentimentele altfel. Ai de muncă. Față de mine, nu, 100%. Ai de muncă, să le scoți cu cleștele. Nu, nu mai vrei, am obișnuit, am acceptat. Nu, totul e zen. Ah, bun așa. Bine, dacă nu vrei să auzi cuvinte și ție-ți place să-ți dovedească prin fapte, iată că vorbeam de fiecare că iubește diferit și își arată, își demonstrează iubirea în mod diferit, el probabil o face prin fapte. Am văzut ce ai vorbit cu madre. Da. Acum haideți să vedem ce a vorbit Ina cu familia ei. Să rămână. Ce faci? Bine. Te-ai uitat la Mireasa? Da. Când a fost orice. Am zis că te fac bunică. Să te fac bunică? Aștept să te fac bunică? Aștept, nu mă fac. Eu o să stau de vorbă cu Ciprian. O să-i spun că aștept să se îndeplinească o dorință și vedem ce putem face. Da. Sâmbătă, este posibil să fie o zi foarte importantă în viața mea. Știi tu? Da. O să fie alături de mine într-una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Am găsit ce căutam. Așa că gata, tot e stabilit, Mireasa o să fiu. Am primit inelul. Ne vedem pe 11. Te aștept. Iubitul meu? Spune, iubitul. Mama are o singură cerință. Vrea să fie bunică. Vrea să fie bunică? Da. Mai vrei și cu taică-tă, nu? Nu, 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 doar cu ea. Și i-am spus că trebuie să vorbesc cu viitorul meu soț, dacă vrea să fie tatăl copilului meu. Și cum de e așa, că nu înțeleagă, mai trebuie mic? Păi nici nu trebuie, că nici nu m-ai ascultat vreodată, ca să înțelegi. Eu ți-am spus că totul e perfect, doar că mici ajustări. Tu mi-ai spus mie că știi că nu e ok. Da, așa știam. Cum e? Poate că nu am știut bine. Și atunci nu-i vina mea dacă tu n-ai știut bine. A, ok, am uitat. Ați decis până la urmă 1, 2, 3, cât o să fie? Ca să fii mama ta bunică. Am zis. 2 sau 3. Am stabilit 3. Eu. Ai stabilit tu? Nu, nu dau ca să contrez, pentru că oricum va ieși ca el. Vedem. Garantez. Dar vreți, vreți amândoi copii, nu? Logic. Da, 2. Pe voi nu v-am întrebat. Dacă nu o să câștigați competiția, vă căsătoriți și voi oricum? Păi exact asta mi-a spus mama seară. I-am argumentat, zic, nu știu cum se va finaliza această emisiune, dar îmi doresc să... Și a zis, nu, tocmai ai spus mai devreme că ai găsit ce căutai, așa că, mamă, o să fii mireasă și după. Zic, bine, bine, ok. Doamne ajută, așa să fie ca voi. Bun, deși voi sunteți liniștiți.